Vin acuzații dure de la Budapesta. Ministrul Ungar de Externe se plânge că Ungaria a fost lăsată de izbeliște de o companie americană și una austriacă în problema extragerii zăcămintelor offshore din România, însă proiectul a fost oprit în cele din urmă. În vara anului 2018, șeful rețelei ungare de transport de gaz, Christoph Terheș, cerea autorităților române să adopte legea exploatărilor offshore și să livreze Ungariei cantitatea dorită de această țară de 4,4 miliarde de metri cub de gaz pe an. Ulterior, ministrul ungar de externe, Peter Giarto, mergea chiar mai departe spunând România ar periclita prin amânările ei securitatea energetică din regiune. Partea română a respins indignată aceste acuzații, iar unii politicieni și experți au reproșat Budapestai că nu și-ar respecta obligațiile asumate în proiectul construirii conductei Brua. Prezent la un eveniment peste ocean, șeful diplomației ungare spunea că sunt patru state care ar putea scăpa Europa de dependența de gazul rusesc, iar printre ele se numără și România. Ceea ce lipsește este o decizie americano-austriacă pentru a exploata aceste gaze și care mai apoi să fie exportate în Ungaria. Bineînțeles, cele două companii, americană și austriacă, nu sunt mulțumite de legislația românească, se plângă întotdeauna una de acest lucru, a spus ministrul Ungar de Externe Peter Giarto. Între timp, compania americană ExxonMobil a renunțat la investiție și i-a vândut companiei RomGaz participația sa în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Iar în ceea ce privește exportul către Ungaria a gazelor românești extrase din Marea Neagră, subiectul este deocamdată înghețat. Chiar dacă premierul ungar anunța că trei companii ungare au câștigat o licitație pentru gazele din România, exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja de către cei de la compania Black Sea Oil and Gas.